Tiberiu Balint a susținut în emisiunea Hune doar în 50 de minute că în campania electorală PSD a fost susținut inclusiv de angajații poliției locale din Deva, condusă de Ilie Lavu, fost primar al reședinței de județ pe vremea comunistă. Balint va cere demiterea lui Lavu și și-a argumentat declarația cu evenimente din timpul campaniei electorale. Cu toată ofensiva, cu toate metodele pe care le-au folosit PSD-iști, inclusiv cu poliția locală și cei care se, unii care se uită știu de ce spun astăzi lucrul ăsta. De ce spune? Să știu și eu. Să veți vedea în următoarele 10 zile. Ce faceți? Cereți demisii? Cereți? Da. Veți cere demisia? Demiterea. Demiterea directorului poliției Șeful locale? Șeful poliției locale. Da? A domnului Lavo? Da. A fost părtinitor și cu toată poliția dânsului a sprijinit PSD-ul în campania electorală. Deci vă mențineți afirmațiile pe care le-ați mai făcut și i-am dat o șansă. Am făcut o reclamație către poliție care avea obligația să păzească acele panouri și poate că ați observat cât de civilizată a fost campania electorală în Deva. N-ați văzut pe stâlpi, n-ați văzut pe garduri, n-ați văzut pe casa scării, pe uși, pe geamuri, n-ați văzut afișe. Însă prestația poliției locale a fost sub orice critică. Oameni care aveau în mână decizia biroului electoral județean de îndepărtare a afișelor cu USL-ul au fost bruscați în fața polițiștilor locali. În fața lor se puneau afișe cu USL-ul și polițiștii locali rupeau afișele cu Klaus Iohannis. O implicare pe față. Deci, cum se zice, privirile protectoare ale agenților. Membrii ai PSD-ului i-au bruscat pe niște tineri de la noi, care era un timp în care se permitea la ora 6, campania se termina la ora 7 și pentru acest lucru nu vreau să lăsăm lucrurile în felul ăsta, nu vreau să fie politică, vreau să fie chiar administrativă, pentru că nici la plângerea pe care am depus-o n-am primit niciun răspuns. Nimic. Tratează cu indiferență, desigur, pentru că crede că locul în care stă e cald. Potrivit președintelui PNL Deva, cererea de demitere a șefului poliției locale, Ilie Lavu, va fi făcută de către grupul consilierilor PNL la următoarea ședință a Consiliului Local Deva.